copiii au fost învinuiți, amândoi copiii mei. Aha, e doi băieți. Da, doi băieți. Și așa, micul a fost bătut cu leziuni corporale medii, în care și în ziua de azi nu pot scoate la capăt, nu deschid dosar penal. Domnul Bordean și cu domnul Moscalu a fost... Aici în Chișinău? Aici în Chișinău, da, la Buiucani. Moscalu a fost pe atunci a... și a fost el, ca și... Anchetator. Anchetator. Și domnului, eu făcut pe, adică pe copiii mei vinovați și copiii mei au pierdut dosarul și adică acel mai mic cu leziuni corporale medii nu s-a luat în vedere absolut deloc. Și-s 4 ani de zile în care domnul advocat a nostru îmblă de-am în 4 ani de zile și în Procuratura Generală am dat și în guvern pe tot locul. N-am avut avocat nicio plătit răspuns. De dumneavoastră sau de la stat? Nu, da, de noi plătit. Așa. Da. Și absolut n-am niciun rezultat, nici până în ziua de azi. Și de dosarul în aer cu leziuni corporale medii. Bun, dar văd că aveți acum altă durere. Ce spun? Aici au jucat, adică au fost procuror pe atunci Bordean. Acum, Moscalu Ion, a doilea, adică fiorul Moscalu Nicolae, a lucrat gardian la Linela. Securitatea Talion. Hai, ce-ți zici, ce povestești, te rog. Securitatea Talion. Și e că povestești. Povestești tot întâmplat. Sara, adică a intrat o persoană în magazin. Acum recent, săptămâna trecută, da? Nu, asta noiembrie. Anul trecut a fost, înainte de anul nou. Și persoana dată, adică, cum, intrată era în stare de ebrietate. Eu eram în sală, șeful de pază era la cameră. Șeful de pază, adică pe Radio Science, mi-a transmis că persoana dată, persoana cu tare, a stras o chiflă din magazin. Chiamă gardianul care era la casă, l-a oprit. Și adică am fost întrebat, îmi cerem scuze, dumneavoastră, n-ați uitat nimic să achitați. El răspuns nu și pot cu bătaie, se dezbrăși. Am înțeles. Aveți imagini, video de la camera de supraveghere și... Și în cabinet la fel, o sărit la mine la bătaie cu pumnii în cap. Păi în cabinet la cine? L-ați luat? Noi, la securitate. L-ați dus încolo sau mers în... Nu, s-a prelucrat clopca de la... Era deschiderea magazinului. S-a prelucrat clopca de la Bercut. A fost, cred că, instalată nu corect sau nu știu. Toți, pe toți gardienii. Și poliția 902 a deschis. Adică pe polițist și pe gardieni. Da. Adică noi l-am bătut pe dânsul, dar când l-am luat carabinieri. Carabinieri nici nu sunt puși, că nu, el trânteau, că el era foarte agresiv, sărit la bătaie. Pe gardiană Ion l-a lovit cu piciorul în pânci și... Avem video, avem imagine. L-a scos din magazin. Și da. Imaginele astea sunt și la dosar sau numai dumneavoastră le ține? Sunt și la dosar, la domn procuror sunt. Și l-a luat de la noi. Bun, deci dacă aveți video, aveți marturi, s-ar putea să nu... Dumnealui a deschis dosar penal, fără să te cheme băieță la confruntări, fără să audieți martori. Păi azi am înțeles că v-au audiat. Absolut. L-au audiat pe băiat, nu? Păi ce vă dat? Gata, fără noi, îl trimitem judecată. Adică, păi și ce vă dat acum? Ordonanță de învinuire sau ce este? M-a chemat, adică, să fac cunoștință cu dosarul și spune scăritura să dea dosarul în judecată. Aha. Dar cine se ocupă acum? Procurorul? Doamnul Proca. Proca. Mihai. Și de ce nu cereți avocat de la stat? Nu-i vorba, noi avocat ne luăm noi dacă trebuie. Dar e vorba... Eu vreau să vedeți și cine a jucat în rolul în... Ordonanța a fost dată iar de la domnul Bordean, înseamnă că el contestat de-a doilea dosar. A, crezi că sunt legate, da, de incidentul de acum 4 ani și de acum, da? Corect, corect, asta-i. E că uitați, domnul Bordean semnat. Păi el e șef înseamnă că la Buiucani, nu? El e șef, el e tot procuror. Simplu, da? Simplu. Păi cum se ocupă Proca și semnează Bordean? Cred că a primit în seara aceea, când a venit, eu nu știu cum așa s-a primit, eu tot neinteresant asta. Uitați-vă și fac și delujesc, eu nu înțeleg și asta, absolut. Deci Bordean ăsta s-a autosesizat. Da, da. Dar apel la poliție l-ați făcut voi, da, nu? Da, el a făcut și nicio măsură, vedeți ce se face. Plecarea forței fizice. Domn procuror, domn Mihai Proca, el singur a spus că individul, adică persoana dată care a fost în magazin, el singur cu stilou început în KPS Buiucani, staie singur el. Alexandru Stețiuc îl cheamă, da? Da, Stățiuc, familia. El singur a început staie acolo, a sărit la poliție la bătaie și pe drum, eu singur am observat când la carabinieri a sărit la bătaie și carabinierii l-au dat jos lângă scaun. Dar asta nu s-a considerat, nu s-a luat nici în vedere.
Ce că poftim? Fost prezentate în instanța de judecată, dar ca probă. Și da, imaginile video. Uitați-vă la imagini, numai așa. Sunteți de pe camerele de supraveghere de la liniela, da? Noi avem acasă, dar pur și simplu anotăm un telefon ca să vă arătăm. Și voi sunteți în uniformele astea, da, verzi, da, negri. Da. Uitați ce face el. Și el și se dezbracă de tot. Da, era așa, vedeți? Și tu ești ăsta, da? Da. Și uitați tot pe dânsul bate, el. Agresiv față de el. Păi da. Dar de ce l-ați luat la îmbrâncit acolo? Parcă el nu făcea nimic. Păi el lovit pumnii în pânci, m-am lovit. A, am înțeles, n-am fost atent. Da, l-am lovit pumnii în pânci și eu văd pe fișa de post dreptul să-l lăriță. Până la chemare. Op. Am înțeles, da. Eu cred că în instanță o să puteți să vă demonstrați nevinovăția. Și mai avem? Și aici jos, când carabinierea cu ușul să-l dea jos. Uitați ce face el și la carabinieri. Și învinuirea pe ce articolei și cât e de grav? Ce articol? Cum vă spun ce articol? Abuz de serviciu. Aha. Și rești închisoare sau numai amendă? Închisoare? Oho. Amendă mare sau închisoare? Am înțeles. Cum vă numeți dumneavoastră? Lilia Moscalu. Mama băieților. Mama băieților. Dar pe dosarul acela s-a terminat sau? Dosarul acela nu e terminat. Încă tot în instanță. El e instanță. Și el alt dosar care adică, au fost asupra lor, l-am dat în Curtea Europeană. A este la alt care pe băietul meu corporal, cu leziuni corporale. Dar la ce dosar înregistrat dosarul, măcar o să se examineze vreodată? La mine, de că corporale medii, leziuni corporale medii. Și nu se deschide, nu vor să-l deschide. A, deci v-ați plâns la CEDO că nu-ți face justiție, adică am înțeles, că se tergiversează. Da, da. Și dumnealui domnul Bordeian nu vrea să deschidă absolut dosarul dar ăsta. Dar îl cunoașteți procurorul ăsta? Ce că, treabă are el cu dumneavoastră? Clar că îl cunoaștem, dacă îi țin, mă apropie de să râde de mine. Se bate joc de mine. Mă ia râs, mă credeți că vă spun corect. Și el a fost cu interesat să deschide astea. Acum eu sunt familia dumnealui, cum așa pot să deschidă prostii? Posibil, da. Dar pe așa e, că nu că e posibil, chiar așa și este. Ia uite, unde el Vănușa leziune corporală medie. Ei, las, că vă cred, vă cred cuvânt. Cum așa 4 ani de zile să nu deschide dosar penal, vă închipuiți? Mhm. Și n-avem niciun răspuns de pe nicăieri. A, ce-o dat răspuns? Adică... Refuzuri, numai. Refuzuri. Da, 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 ordonanță de refuz. Știu, știu. Și le-ați contestat la judecător de instrucții, că altfel n-ați fi... Și nici interesant, chiar avocatul nostru, cu domnul Matușenco Ion, chiar nu mi-e rușine să spun familia, fiindcă e avocatul nostru. Chiar dacă de câte ori îi zic, domnul Matușenco, de ce așa se întinde? El îmi spune, așteptați, eu am dat aici la Buican, nu știu ce fac, eu am dat la centru să deschide dosar penal, fiindcă aici la Buican nu vor. S-a refuzat. S-a refuzat. Și tot așa se deschide și în centru fix așa nu se deschide, dacă așa 4 ani de zile nu fac. Știu, știu, așa se întâmplă, îmblătură. Uneori nici avocatul nu are nicio vină. Da, totuși puteți să verificați acțiunile avocatului la alt avocat. Da. Puteți să verificați. Și deși așa e. Și legea este Moldova asta noastră. Legiuni corporale medii și uitați-vă și prostii.